Dieta pacientului cu cardiopatie. Recomandări și prevenție. O substanță groasă numită placa teromatoasă se poate depune pe pereții arterelor coronare, cele care aduc sângele către mușchiul inimii, și le face să se îngusteze, să devină rigide, astfel încât o cantitate mai mică de sânge ajunge la inimă. Aceasta este numită cardiopatie ischemică sau boala arterială coronariană. Cardiopatia ischemică poate duce la probleme grave de sănătate, cum ar fi angina pectorală, durerea sau presiunea în piept și infarctul miocardic, așa că dacă ești diagnosticat cu cardiopatie, dieta ta este extrem de importantă de acum înainte. În ce constă dieta unui pacient cu cardiopatie ischemică? Pentru a-ți reduce riscul de bălă coronariană, cum este cazul cardiopatiei ischemice, medicul îți va recomanda o serie de măsuri, pentru ca tu să poți, în timp, să-ți îmbunătățești dieta. Pentru a reduce substanțial riscul de a dezvolta cardiopatie ischemică, respectă aceste măsuri. Evita alimentele prăjite de la fast-food și alimentele procesate care conțin multe grăsimi rele. Alege o gamă cât mai variată de uleiuri, ulei de măsline, ulei de rapiță și de alimente care conțin grăsimi naturale, nuci, semințe, avocado, măsline, soia, pește gras. Înlocuiește produsele lactate cu cele degresate. Crește cantitatea de alimente de origine vegetală pe care le consumi. Mănâncă mai multe legume, neprocesate, fructe și cereale integrale. Redu aportul de surse de carbohidrații rafinați, care sunt de fapt alimente cu un indice glicemic ridicat. Include leguminoasele, fasolea boabe, boabele de soia, lintea, năutul, tofu, în alimentația ta. Mănâncă o mână de nuci nesărate și neprăjite în timpul mai multor zile din săptămână, nuci și migdale. Mănâncă pește gras cel puțin o dată pe săptămână. Experții americani recomandă cel puțin două porții de pește pe săptămână. Dacă bei alcool, alege să nu consumi mai mult de două băuturi alcoolice pe zi, pentru a nu avea probleme. Taie toată grăsimea care este vizibilă pe carnea pe care o cumperi, înainte de a o găti. Îndepărtează pielea de pe carnea de pui și alte păsări de curte, și mănâncă doar carnea. Evita alimentele sărate, pe cele cu o mare de sare, și nu găti mâncăruri sărate. Verifică pe etichetele produselor pe care le cumperi, care este conținutul de sare, sodiu, al acelor alimente. Cum poți să mănânci mai bine și mai sănătos, chiar dacă ai cardiopatie ischemică, medicul îți va spune că este important ca dieta ta să fie una săracă în grăsimi și colesterol și că va trebui să incluzi mai multe legume și cereale integrale în alimentație. Iată câteva recomandări simple pe care le poți urma și tu. Alege pâine din grâu integral, cereale integrale, paste integrale și orez integral și încearcă să gătești mai des folosind cereale integrale, precum fulgi de ovăz și orzul. Elimină din alimentația ta produse precum cartofii prăjiți de la fast food, burgerii, sandvișurile pentru micul dejun din comerț, gogoșile și produsele de la patiserie, pentru că acesta este un mod perfect prin care poți reduce aportul de grăsimi saturate, care îți cresc colesterolul. Mănâncă 5 porții de fructe și legume pe zi, dacă nu ai timp să prepari ceva din legume proaspete, cumpără legume congelate sau la conservă, atenție, acestea trebuie să aibă un conținut redus de sare. Renunță la sare sau reduc consumul de sare, caută variante ale alimentelor tale preferate care se conțină cât mai puțină sare, iar atunci când ești la masă, încearcă să nu adaugi sare în mâncarea din farfurie. Alimente care te ajută să previi bolile de inimă, chiar dacă nu există un aliment magic care să îți poată reduce sau elimina riscul de a dezvolta cardiopatie ischemică, este important să adopți o dietă sănătoasă și să faci multă mișcare. Alimentele care te protejează cel mai bine împotriva bolilor de inimă includ peștele gras, precum macrou, sardinele, tonul și somonul, care conțin acizi grași esențiale omega-3. Omega-3 este un tip de grăsime despre care s-a arătat că scade nivelul trigliceridelor și crește valorile colesterolului HDL, colesterolul bun îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge și subțiază sângele. Anumite uleiuri vegetale, precum cel de soia, care conține acid și omega-6, și uleiurile care conțin acid și omega-3, precum uleiul de rapiță și cel de măsline, au beneficii. Uleiurile de acest tip pot să ajute la scăderea colesterolului LDL când sunt folosite pentru a înlocui grăsimile saturate rele untul, de pildă. Cu aceste alimente puteți avea grijă de sănătatea inimilor noastre, folosiți-le cu încredere, dar numai după consultul unui medic specialist. Deoarece sănătatea este cel mai prețios dar al providenței. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!